Haideți să vă arăt o mașină cu adevărat premium de care știe foarte puțină lume. E o mașină creată de un brand destul de tânăr, deși numele este destul de vechi în industrie. Este o mașină care mie îmi place foarte mult și am spus asta și când am făcut review-ul primei versiuni, respectiv lui DS7 Crossback. Iar astăzi vom discuta despre DS7 Facelift, care între timp a pierdut denumirea Crossback din nume, dar a primit câteva chestii noi. A și pierdut ceva foarte interesant în zona asta. Nu vă spun deocamdată despre ce este vorba, dar vă voi spune mai târziu. Haideți să vedem ce aduce nou DS7 Facelift. Din păcate, foarte multă lume nu știe ce înseamnă brandul DS. Că așa se pronunță în franceză, este un acronim care are mai multe înțelesuri. Cel mai des folosit ca exemplu este cuvântul francez pentru zeiță. Voi probabil știți deja, pentru că mă urmăriți pe mine și probabil aveți deja ceva cunoștințe despre mașini, chiar și despre branduri ceva mai puțin cunoscute, voi probabil deja știți ce reprezintă DS Automobile. Este divizia de lux, dacă vreți, a grupului PSA, mă rog, a Stellantis, unul dintre brandurile premium din adunătura de sub umbrela Stellantis. Un brand care își propune să aducă în prim plan, în primul rând, tot ceea ce ține de caracterul premium al unei mașini. De la suspensie, la rafinament, la putere, la calitatea interiorului, la calitatea asamblării și chiar și la design. Și din punct de vedere al designului, așa cum puteți vedea în aceste cadre, eu nu am ce să reproșez acestei mașini. Ca dimensiuni, ca să vă faceți o idee cât este de mare și cam cu cine ar trebui ea să concureze, are aproape 4,6 metri. Teoretic este un SUV compact. Practic, eu nu l-aș include neapărat în segmentul C, ci mai degrabă l-aș include în aceeași ligă cu mașini precum BMW X3, Audi Q5 sau Mercedes-Benz GLC, chiar dacă opțiunile germane sunt un pic mai mari. Dar o să vedeți când ne urcăm la interior că mașina asta are câteva trucuri în mânecă. Și deși are lungimea de aproape 4,6 metri, ampatamentul este de aproape 2,8 metri. Destul de mare pentru o mașină cu o asemenea lungime. Și da, anul acesta intră la vânzare această versiune facelift, pentru că DS7 a fost la vânzare câțiva ani deja și acum a primit un facelift. La ce se reduce acest facelift? Păi, la câteva elemente de design noi. Probabil le-ați observat deja, mă refer la aceste semnături luminoase de rulare pe timp de zi, care sunt acum cortine, conform celor de la DS. Pe modelul precedent avem doar o linie luminoasă aici pe lateral, aici acum avem 1, 2, 3, 4, 5 astfel de linii pe fiecare parte. Și da, arată bine, grila și ea a fost mărită puțin, subtil, avem în continuare aici sigla DS și aici. Iar mașina din fața voastră, deși nu pare, depinde cum cade lumina, astăzi este puțin întunecat, este albastră, nu este neagră. Și eu când am preluat prima oară mașina, era destul de murdară și am crezut că e neagră, era și noapte, nu mi-am dat seama, dar nu, mașina aceasta este albastră și arată foarte, foarte bine. Aici în față veți observa în jurul grilei, în jurul siglei și două elemente, camera din partea din față, precum și camera de night vision. Mașina are sistem de vedere pe timp de noapte, night vision. Și acolo ați putut observa camera. Simplu design în partea din față, îmi place foarte mult. Dar comparativ cu modelul pre-facelift avem o modificare puternică, mare, de impact, să-i spunem. Mulți dintre noi o să plângem deja, pentru că nu mai avem acele faruri speciale aici în zona din față. Poate vă aduceți aminte, pe modelul pre-facelift, pe primul model, aveam niște faruri care aveau un dans de lumini foarte drăguț, de disco ball, atunci când porneai mașina. Ei bine, acela nu mai este disponibil acum pe mașini, nici măcar ca opțiune, pentru că acum avem faruri noi. Faruri cu tehnologie pixel LED, care teoretic sunt mai precise pe timp de noapte și nu mai pot să ofere acel dans plăcut. Eu am testat mașina asta pe timp de noapte și pot să vă spun că farurile pixel LED 3.0
3.0, mă rog, versiunea 3.0, își fac treaba foarte, foarte bine. Din lateral nu avem parte de foarte multe schimbări, câteva modele noi de jante, acum poți să urci până la dimensiunea de 21 de inci, noi aici avem jantă pe 20, care, sincer, parcă lasă loc și de ceva mai mult, parcă mai e destul loc acolo sub aripi pentru a putea monta jante mai mari. Dar, bineînțeles, e vorba de mixul de performanță, look și confort. Pui jante de 21, bineînțeles că vei avea mai puțin confort atunci când mergi cu mașina. Și ajungem și la zona din spate, unde iarăși avem câteva modificări subtile. Partea de jos a barei din spate a rămas aproape la fel. Avem în continuare aceste guri de evacuare false, parțial false. Înăuntru, da, avem o țeavă de eșapament, dar trimul este doar ceva mai mare. E ok față de ce fac alți producători. Inscripția DS7 aici și dacă înainte aici avem înscris Crossback, acum avem doar inscripția DS Automobil. Iar aici jos avem inscripția E-Tense 4x4, care îți spune parțial despre ce trend de rulare este vorba. Pentru că și acolo avem câteva modificări despre care o să vorbim ceva mai târziu. Și stopurile au fost schimbate puțin, sunt acum mai subțiri și mai lungi un pic. Nu cu foarte mult, și au păstrat acest profil psihedelic 3D, care arată foarte, foarte bine. De altfel, mie îmi place mult de tot cum arată mașina din partea din spate, cu aceste sculptături pe haion, care îi dau o prezență și mai impozantă. Hai să vedem și portbagajul, care este acționat electric, bineînțeles. Și aici avem 555 de litri de spațiu, în timp ce versiunea, mai e o versiune care este non-plug-in hybrid, versiunea diesel, are un pic mai mult loc pentru că nu are un motor electric pe puntea spate. Despre asta un pic mai târziu, când o să vorbim despre motorizări. Mai avem și aici niște spațiu, nu foarte mult, dar cam așa arată. E destul de mult loc pentru o mașină din acest segment. 555 de litri e mult. Și podeaua poate fi ajustată, vedeți acolo? Poți să ridici nivelul podelei, astfel încât să reglezi foarte bine cum îți pui, așezi bagajele. Hai să ne urcăm și în interior și descoperim câteva detalii noi, cum ar fi acest model pe panoul ușii. Avem piele neagră, Claudia îi spune acum, care se simte destul de bine la atingere. Mi-ar fi plăcut Merino, dar nu e o problemă. Și cam așa arată lucrurile. Podeaua este complet plată, pentru că, deși avem tracțiune 4x4, aceasta este dată de un motor electric montat pe puntea spate și n-ai nevoie de cardan, platforma mașinii este cu tracțiune față la bază și atunci, da, ai o podea plată care te ajută atunci când vrei să pui mai mulți oameni în spate. Și da, în acest moment pare că nu am loc în spate, dar asta pentru că scaunul are funcție Easy Access. Iar acum este undeva la 10-15 cm dat mai în spate pentru a facilita accesul în mașină. Mi-ar fi plăcut totuși ceva mai mult loc pentru picioare acolo. Nu pot să le bag sub scaunul din față și asta pentru că bateria mașinii este încastrată în podea pentru a ține centrul de greutate cât mai jos. Și asta ia un pic din spațiul pentru picioare. Bine, eu n-am nici cele mai sensibile și micuțe picioare. Aici avem un panou pentru controlul climatizării în spate și un plafon panoramic. Hai să vedem cum stăm și cu spațiul la cap. Bun, pentru mine nu este destul, dar avem trapă. Și mi-aduc aminte că la modelul pre-facelift aveam destul loc la cap pentru că nu aveam trapă. Și da, ating puțin, nu e cea mai mare problemă. Dacă mi-aș regla scaunul din față în poziția confortabilă la condus, aș putea să mă las un pic mai în față și să am loc pentru călătorii ceva mai lungi. Și aici avem interiorul, partea frontală. Nu s-au schimbat foarte multe pe partea de design. Vedeți acel element, acele cusături pe bord, da, asta este ceva nou, la fel și pe panourile ușilor. Înainte avem o suprafață plană acolo. Nu știu dacă îmi place mai mult sau mai puțin, mie îmi place un pic mai mult decât cum era înainte, dar nici versiunea dinainte nu mă deranja foarte tare și da, arată foarte, foarte bine. Dar avem câteva schimbări pe parte de tehnologie, chiar dacă designul a rămas în mare la fel. Avem în continuare, aici avem aceste elemente tip diamant pentru butoanele de control al geamurilor și al altor funcții, schimbătorul de viteze și îmi place cum această consolă centrală pare o singură unitate continuă până sus la ecranul de 12.3 inci, care
are hardware și grafică nouă, așa cum o să vedem imediat. Și în față avem materiale de calitate la fel de bună ca în spate. Aici avem un plastic moale, piele, plastic ceva mai tare aici jos, dar nu e o problemă foarte mare. Și cam așa arată scaunele din față, cu un design nou, la fel de confortabil ca înainte. Avem și masaj, memorii, tot ce trebuie la ele. Și cam așa arată noul ecran de 12,3 inch despre care vă vorbeam, care, bineînțeles, atunci când pornești mașina, ai în continuare ceasul BRM aici deasupra. Bam! Acest nou sistem multimedia seamănă foarte mult cu ce vezi pe 308, dar cu o grafică diferită, dar ca structură mie mi se pare similar. Avem în continuare scurtăturile în partea de jos, grafica mi se pare mai bună și când treci prin meniuri ai o fluiditate mai mare. Bineînțeles, aici ai tot felul de scurtături pentru scaune, climatizare și aici avem zona pentru alte funcții, aplicații și așa mai departe. Ce îmi place mie este că au băgat un sistem de navigație nou, bazat pe TomTom, care e destul de precis, e chiar foarte bun, l-am folosit de câteva ori când n-am avut internet și am fost într-o călătorie destul de lungă cu mașina weekendul acesta și chiar m-a ajutat. Aici jos avem puncte de conectare a telefoanelor pentru Android Auto și Apple CarPlay și dincolo pentru încărcare. Ciudat este că mie nu mi-a mers Android Auto fără fir deloc, deși teoretic mașina suportă asta și am avut și foarte multe probleme de conectivitate cu Android Auto. Ba mergea, ba nu mergea, se deconecta random, foarte, foarte ciudat. Probabil o să se rezolve problema asta în timp. Și aici avem un nou instrumentar de bord cu o grafică nouă și mai multe moduri de afișare a informației. Trecem prin ele acum, să vedeți și voi cum arată. Aici e minim. Energy, care îți arată cum curge energia la bordul mașinii. În momentul de față este pornit motorul și puteți vedea animația care îți arată că încarcă bateria din podea. Baterie care în momentul ăsta are 0% încărcare. Dials. Driving. Navigație. Aici, bineînțeles, o să ai sistemul de navigație în mijloc și personal, la care eram atunci când ne-am urcat în mașină. Ce mi se pare interesant este că nu mai ai un turometru în niciun mod de condus, deci nici dacă trec mașina în modul sport, pentru că avem mai multe moduri de condus, nu am un turometru afișat pe ecran. Ce moduri de condus mai avem? Four-wheel drive, în care se activează forțat și motorul de pe puntea spate. Vom vorbi despre asta imediat ce ne punem la drum. Mai avem modul hibrid, modul confort și modul pur electric, care acum nu ar funcționa. Cam acesta este interiorul noului DS7. Ce mai rămâne de făcut acum este să luăm la o tură și să vedem cum se conduce, să vorbim despre ce consum are, cât poți să mergi pur electric, pentru că majoritatea modelelor din gama DS7 în acest moment sunt plug-in hybrid, există o singură excepție, și să vedem cum se compară cu rivalii săi din acest segment. Înainte să trecem la partea tehnică a acestui review, vreau să vorbim puțin despre ceva ce probabil ați observat la bordul mașinilor testate de mine în ultima perioadă, mai exact în vreo ultimele 40 de clipuri așa. V-ați prins despre ce este vorba? Ce element comun au ultimele 40 de clipuri de pe acest canal? Nu? Nu? Nu v-ați dat seama încă? Haideți să vedem dacă chestia asta o să vă împrospăteze memoria. V-ați dat seama despre ce vorbesc? Da, e vorba despre apariția odorizantelor la oglinda mașinii pe care o recenzez de fiecare dată. Și poate că unii ați crezut că e o coincidență, poate ați crezut că așa au venit mașinile de la dealeri cu odorizante pentru că fiind noi aveau un miros ciudat. Dar eu sunt aici să vă spun că nu este cazul. Acum ceva timp, undeva la sfârșitul anului trecut, am decis să-mi unesc forțele cu cei de la Deomax.
pentru a face câteva lucruri foarte interesante împreună. Și pe parcursul a undeva la 30 de clipuri am purtat odorizantele lor la oglindă. Am ales să lucrez cu cei de la Deomax dintr-un motiv foarte simplu. Probabil ați observat că nu mă asociez cu orice brand aici pe canal, ci încerc să mă asociez cu branduri care pun accentul foarte mult pe calitate, în primul rând, dar și cu branduri locale. Și îmi place să susțin pe cât de mult pot eu brandurile din România. Iar Deomax este un brand 100% românesc, produsele sunt făcute în România și nu numai atât, au și câteva specificații foarte interesante, cum ar fi cazul acestui odorizant Decebal. De ce îmi place Decebal? Din două motive. Primul ține de design. Știu, poate părea ciudat, dar pe de o parte m-am săturat de brăduți. Brăduții se țin pe mașină, nu se țin neapărat la oglindă. Și în al doilea rând, uitați-vă cât de bine arată acest odorizant. Nu numai că avem figura lui Decebal, dar și un citat foarte interesant aici pe spate și arată foarte, foarte bine. Chiar și această mică sfoară cu care este agățat de oglindă are o calitate foarte, foarte bună și se simte foarte bine la atingere. Dar acesta nu doar că arată bine, ci și folosește o tehnologie diferită, care microîncapsulează la rece parfumul în moleculele materialului de bază. De ce este important să menționez asta? Pentru că cu ajutorul acestei tehnologii obții câteva avantaje pe care nu le ai la odorizantele tradiționale. De exemplu, aroma este constant eliberată în habitaclu. Deci nu o să ai ca la odorizantele clasice un bufeu puternic de aromă atunci când îl scoți pentru prima oară din ambalaj, pentru că apoi efectul acestuia să scadă brusc. Nu! Cu ajutorul acestei tehnologii, parfumul este eliberat constant, treptat, de-a lungul timpului și cei de la Deomax spun că acesta poate ține până la 60 de zile. Eu pot să vă spun că mi-am pus în mașina personală un odorizant Decebal undeva în noiembrie și încă își face treaba foarte, foarte bine. Mai mult decât atât, nu curge nimic din el, nu ai pete în mașină, nu ai niciun fel de problemă pe partea asta. Să știți că dacă vreți un odorizant, eu recomand Deomax, nu numai pentru că sunt făcute în România, ci și pentru că au o calitate foarte bună și, așa cum v-am zis, țin foarte mult, mai ales aceste odorizante Decebal, dar dacă vreți puteți opta și pentru alte versiuni, cum ar fi Ventomax, care se poate prinde pe gurile de aerisire, sau Airmax, care îți permite să dozezi foarte bine cantitatea de parfum eliberată și așa mai departe. Le găsiți pe toate pe site-ul lor, o să vă las un link în descriere. Așadar, despre ce este vorba atunci când vorbim despre platforma tehnică a lui DS7? Ce motorizări primește modelul premium francez? Păi, o selecție foarte interesantă. Gama începe cu un diesel. Gama începe cu un diesel de 1,5 litri de 130 de cai. Și sincer, nu pot să recomand cu mâna pe inimă, pentru că mașina asta e prea faină ca să poți să-ți cumperi tu un motor diesel și să mergi cu ea. Știu că unii dintre voi încă mai sunteți fan diesel, dar eu cred că pe anumite mașini nu se potrivește pur și simplu caracterul acestui tip de motor. Dacă dăm dieselul la o parte, rămânem doar cu opțiuni plug-in hybrid. Acestea sunt toate propulsate de același motor de 1,6 litri pe benzină, care este ajutat de unul sau mai multe motoare electrice. Pentru început avem un motor de 225 de cai, apoi urcăm la o versiune E-Tense, care are și tracțiune integrală, cea pe care o testăm noi astăzi, care are 300 de cai, și mai avem o versiune de top recent introdusă cu 360 de cai. Între aceste două ultime modele, trebuie să vă spun că nu există diferențe hardware. Ambele folosesc aceleași motoare în aceleași poziții cu aceleași specificații tehnice. Mai exact, avem motorul termic de sub capotă de 1,6 litri care dezvoltă 200 de cai putere, ajutat de un motor electric încastrat în cutia de viteze de 110 cai putere și un motor electric pe puntea spate suplimentar de 113 cai care oferă mașinii și tracțiunea integrală. Așadar, 200 plus 110, 310 plus 113, 423 de cai în total. Dar, vă spuneam, mașinile pot livra ori 300, ori 360 de cai și ambele au fix aceeași configurație. Diferența este făcută de softul aplicat de cei de la DS. Și noi avem versiunea care cred eu că are cam cel mai bun raport calitate-preț-performanță. Deci versiunea de 300 de cai aici. De ce spun asta? Pentru că dacă te uiți pe specificațiile tehnice, o să vezi că mașina asta este cu doar 0,3 secunde mai lentă decât versiunea cu 360 de cai. Sigur,
Asta face suta în 5,9 secunde, în timp ce aceea face suta în 5,6 secunde. Ambele sunt super rapide pentru orice mașină din acest segment. Și sigur, versiunea de top de 360 de cai a fost tunată de cei de la DS Automobiles, care participă și în Formula E și are un ecartament mai lat, da, este mai lată, este mai joasă comparativ cu mașina asta și a fost pregătită să fie un pic mai sportivă. Dar în același timp eu cred că această abordare, deși interesantă, poate mașina aia se conduce mult mai sportiv decât asta, cred că strică din farmecul mașinii, pentru că până la urmă DS este un brand concentrat pe confort, în primul rând, nu neapărat pe performanță. Sigur, să ai 300 sau 360 de cai în linie dreaptă te ajută foarte mult în depășiri de orice fel, accelerații de pe loc și așa mai departe, te ajută foarte mult, dar nu cred că ideea principală a acestor mașini este să mergi cu ele sportiv, deși se descurcă decent. Încă o dată, indiferent de ce mașină alegi, ce model alegi, ai aceeași transmisie, ai Sinco Opera poartă la dispoziția ta, care în continuare are problemele de care am vorbit de atâtea ori la toate mașinile din grupul PSA, că este un pic ezitant în primele 3 trepte de viteză. Pe mașinile plug-in hybrid această problemă dispare, pentru că acestea pot fi versiune cu tracțiune integrală, pot fi atât propulsie, adică în momentul în care tu pleci cu mașina de pe loc, dacă ai bateria încărcată, bineînțeles, mașina merge electric pe cât posibil, iar asta înseamnă că va folosi doar motorul de pe puntea spate de 113 cai ca să te deplasezi și atunci este o mașină propulsie, da, tracțiune spate pură. Poate fi o mașină cu tracțiune integrală, da? Când se activează atât motorul termic de pe puntea față, cât și cel electric de pe puntea spate. Sau poate fi o mașină cu tracțiune pur față, pentru că în mod normal, în modul hibrid de condus, dacă bateria este goală, mașina folosește doar motorul termic pentru a se propulsa și atunci are doar tracțiune față. Motorul de pe puntea spate va interveni doar dacă simte mașina nevoia, da? Dacă simte nevoia de ceva mai multă aderență, de ceva mai multă putere, apeși tu mai tare pe accelerație și așa mai departe. Deci un setup foarte interesant pe care l-am văzut pentru prima oară eu personal pe BMW i8, care are o filozofie similară și pe care acest setup îl găsi și pe 3008 plug-in hybrid, de exemplu, pe care l-am testat aici pe canal și pe alte modele. Da. Deci o mașină cu adevărat specială și exploatarea, sincer, exploatarea zilnică nu presupune eforturi suplimentare din partea voastră. Mașina are computere la bord care decid singure ce surse de putere să folosească, cum să le combine, cum să le modifice. Există uneori câteva ezitări pe partea de transmisie. De exemplu, mi s-a întâmplat de mai multe ori, fiind în modul confort sau hibrid, da, să accelerez puternic de pe loc și să aibă o întârziere observabilă mașina, în modul în care răspunde la apăsarea mea a pedalei de accelerație. Deci, nu știu, să vreau să mă bag repede până nu vine altă mașină de pe partea cealaltă, de exemplu, și mi s-a întâmplat să aibă ceva întârziere. Haideți să testăm acum la semafor, să vedem cum reacționează. O să vreau să plec un pic mai tare, să vedem cum reacționează sistemul hibrid per total. Deci să spunem că vrem să ne băgăm, da? Acum a plecat. Ai cam o secundă întârziere între momentul în care ai apăsat pe pedală și mașina chiar a plecat de pe loc. Dacă o dai în modul sport, nu se mai întâmplă asta și mi se pare foarte interesant cât de diferit e caracterul mașinii în modul sport. Suspensia, în primul rând, se întărește foarte mult, dar nu numai asta, ci și răspunsul în pedală devine foarte, foarte bun. Avem 520 de Nm cuplu disponibil instantaneu pe această mașină și se simte chestia asta. Se simte aproape ca o mașină electrică atunci când o conduci prin oraș. Bineînțeles că comportamentul ei va depinde foarte mult de cât de încărcată este bateria și, ca de obicei, în cazul oricărei mașini plug-in hybrid, eu vă recomand să vă cumpărați o astfel de motorizare doar dacă aveți de gând să o încărcați. Vorbim de o baterie de 12,8 kWh utili, care ar trebui să se asigure o autonomie de undeva la 60 de km pe timp cei de la DS, dar eu am reușit să scot doar 38 de km pur electric cu mașina asta prin oraș. Dar având în vedere că a fost frig, având în vedere că, mă rog, traficul a fost aglomerat, nu mi se pare un număr foarte, foarte rău. Dar comportamentul mașinii se schimbă în funcție de cât de încărcată e bateria. Ea, mă, normal, pleacă în modul electric de pe loc dacă mașina este încărcată. Dacă o treci pe modul hibrid, nu o să se schimbe foarte mult. Mașina va continua să încerce să ruleze cât mai mult folosind electronii din baterie, astfel încât să economisească benzină și să aibă emisii cât mai mici prin oraș sau chiar și pe afară. Deci,
că merge în modul hibrid, că merge în modul electric, dacă ai bateria încărcată, mașina se va comporta la fel. Dacă nu este încărcată, nu vei putea să mergi în modul electric, bineînțeles, și în modul hibrid, ea va încerca să recupereze cât mai multă energie pe frânare, să reîncarce bateria. Ca de obicei, vă spuneam, la multe review-uri cu mașini de tipul ăsta, nu o să rămâi niciodată complet fără baterie. Bateria are un buffer care este folosit pentru momentele în care vrei să accelerezi și ai nevoie de toată puterea, rulezi, vrei să, nu știu, ai nevoie de zvâcul ăla maxim al mașinii. Și de asta există bufferul acesta care îți permite să folosești resursele la capacitate maximă, resursele mașinii la capacitate maximă. Și acum bineînțeles că veți fi curioși de consum. Păi, hai să vedem. În momentul acesta avem un consum de 12,7 litri la 100 de kilometri, obținut cu bateria complet goală. Deci mers ca și cum mașina asta ar fi doar termică, fără niciun fel de ajutor mare de la electronii din baterie. Deci ăsta ar fi cam worst case scenario. Eu am observat după prima 100 de kilometri parcursă cu mașina, din care primii 38 au fost electrici, un consum afișat de mașină de 9 litri în oraș. Pentru un model cu 300 de cai nu mi se pare rău deloc, mi se pare absolutamente ok. În afara orașului am făcut o călătorie de vreo 800 de kilometri weekendul acesta, mă rog, săptămâna aceasta. Consumul mediu pe acești 800 de kilometri a fost de 7,5 litri la 100 de kilometri. Mers complet pe motor termic, pentru că nu am putut să încarc mașina când am avut cablu. Și mers și pe autostradă, mers și pe DN, mers și la munte, pe urcare și pe coborâre și așa mai departe. Deci cred că în exterior ăsta ar fi consumul mixt, să-i spunem, consumul pe la care să te aștepți, 7,5 litri la 100 de kilometri. Pe autostradă consumul e în jur de 9 litri la 100 de kilometri dacă mergi cu 130-140 de kilometri pe oră și e normal pentru că motorul electric și bateria nu te mai ajută atât de mult la astfel de viteze. Dar ce m-a impresionat cel mai mult la mașina asta și de altfel mă așteptam la asta a fost confortul ei. E o mașină super confortabilă, cum mă așteptam de altfel. Vă spuneam că aici o să avem o cameră care scanează imperfecțiunile din drum și pregătește amortizoarele astfel încât să absoarbă imperfecțiunile acestea cât mai bine posibil și să păstreze cât mai mult confort pentru pasageri. Și da, pe partea de confort este sublimă mașina asta. Și izolarea fonică mi-a plăcut foarte mult, chiar și la viteze mari. E o mașină super rafinată, super bine construită și super bine închegată și la interior. Să vă dau un mic truc, dacă vreți să vedeți cât de bine închegată, asamblată este o mașină, dar și cât de calitative sunt componentele de la interior, faceți un mic test, dați volumul la maxim la sistemul audio și porniți basul un pic mai pronunțat și vedeți dacă vă vibrează panourile ușilor. Și pot să vă spun că, de exemplu, am pățit să-mi vibreze panourile ușilor pe Bentley Flying Spur, de exemplu, care avea un sistem de foarte multe mii de euro și vibra din toți rărunchii. Ei, pe mașina asta nu am simțit nimic de genul ăsta. Sistemul audio focal Electra, care e opțional, e vreo 1600 de euro, merită toți banii, se aude foarte, foarte bine. Și nu am ce să-i reproșez. Deci, hai să vorbim și de concluzii, să vorbim de rivali. Rivalii acestei mașini sunt BMW X3, Mercedes-Benz GLC și Audi Q5, spune eu, deși toate aceste trei mașini nemțești sunt un pic mai mari. Teoretic, mașina asta ar fi un model compact, dar ai atât de mult spațiu la interior și se poate compara atât de ușor cu opțiunile premium germane pe care le-am menționat mai devreme, încât eu nu l-aș include în segmentul C. N-aș include DS7 în segmentul C, ci l-aș include în segmentul lui X3, de exemplu. Prețul acestui model pe care îl vedeți aici este de 71.000 de euro, la care se adaugă un discount oferit de DS în momentul de față, adaugi un discount de la stat și ajungi undeva la aproape la 60.000 de euro. Deci DS îți dă un discount de vreo 2.700-3.000 de euro, să spunem, și de la stat primești încă 6.500 pentru că vorbim de o mașină plug-in hybrid și încă mai există Rabla Plus. Și atunci ajungi undeva aproape de 61.000 de euro. E mult de puțin? Spuneți-mi voi în comentarii. Eu m-am uitat și la cât costă versiuni echivalente ale acestei mașini. De exemplu, un BMW X3 xDrive 30e, care are 290 de cai putere,
costă, pornește de la 63.000 de euro și nu este nici măcar pe jumătate la fel de bine echipat ca această mașină. Așa că să vă faceți o idee. De nou, GLC n-am apucat încă să mă ating. Aștept să vină la test în România și Q5-ul l-am mai testat tot așa cu o configurație hibridă foarte drăguță, dar era vreo 80.000. Așadar, mașina mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult interiorul, îmi place foarte mult designul, e ceva diferit. Lumea se uită după tine pe stradă, dacă îți place să atragi atenția, e o mașină pentru tine. Dar nu numai atât, e o mașină confortabilă, are 300 de cai, e mai mult decât suficient pe parte de viteză și da, mi-a plăcut mult, exact cum mi-a plăcut și DS7 pre-facelift. Știu că am lăudat-o foarte mult, dar chiar e o mașină foarte, foarte drăguță. Dacă sunteți de aceeași părere, spuneți-mi în comentarii. Și până la data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share, subscribe și nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Ciao!